arie protejată, am învățat asta deja în atâtea călătorii, este o zonă terestră sau marină, în care există faună și floră sălbatică, elemente și formațiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, științifică ori culturală deosebită, cu regim special de protecție și conservare. Și cum orice pe lumea asta, chiar și o arie protejată, se supune firesc schimbărilor de tot felul, e nevoie din când în când de un punct și de la capăt. Așa am înțeles și eu, jurnalist și călător deopotrivă, la începutul verii lui 2022, când specialiști din domenii felurite s-au întâlnit la Sasca, în inima Parcului Național, ca să dea startul unui proiect finanțat prin fonduri europene. Îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din Parcul Național Cheile Nerei Beușnița și ariile naturale de interes comunitar și național suprapuse prin revizuirea planului de management integrat. Știu, da, titlul ăsta e tare lung și m-am pierdut și eu în termeni. Noroc că specialiștii știu să vorbească și pe înțelesul tuturor. Așa că am înțeles rapid că e un proiect concis și ambițios, cu rezultate pe termen lung, la care pune umărul o armată de oameni, fiecare pe felia sa. Așadar, toate aceste lucruri fiind spuse și înțelese, îmi fac rapid și un plan propriu, planul călătorului, anume să ajung prin zonă, în locuri diverse și în anotimpuri diferite, pentru propria viziune de ansamblu. Zis și făcut. Prima vizită în teren, vorba specialiștilor, vine cumva firesc toamna. Fiecare anotimp are savoarea sa, dar parcă nici când nu-i mai frumos în natură ca toamna. Atâtea culori, atâtea mirosuri, stări amestecate, un cumul de factori ce poate duce o călătorie la perfecțiune. Mai cu seamă dacă aceasta se desfășoară în locul potrivit. Am ajuns în sfârșit la tunele, probabil una dintre cele mai cunoscute zone din Cheile Nerei. Zona e spectaculoasă atât pentru peisajul minunat, cât și pentru șirul de tunele săpate în stâncă, vreo 7 la număr, care permit trecerea perpedes spre podul Bei. Pare să că această cale de acces a fost săpată în vremea otomanilor, pentru a înlesni trecerea dinspre Sasca, spre Potoc. Paradisul chiar ar putea arăta așa, nu numai pentru botaniști, dar pentru orice muritor de rând. Și aproape că am face cale întoarsă pe unde am venit, așa, pentru aprofundare. Doar promisiunea unui alt fel de paradis ne convinge să urmăm traseul bine ticluit de gazdele noastre, iar următoarea oprire va fi, conform graficului, la Potoc, la o fermă. Iar de îndată ce suntem poftiți la masă, așa cum zice tradiția în Banatul de Munte, ne dăm seama că am nimerit direct în paradisul culinar, unde orice dietă, ori cumpătare sunt date uitării. Bucate din ingrediente locale și chiar din ograda proprie și după rețetele din moși strămoși, așa cum ar trebui să fie pe masa oricărui restaurant sau punct gastronomic dintr-o astfel de zonă. Și cu amintirea acestei excursii în minte, nici nu știu cum a venit și aproape a și trecut iarna. O iarnă blândă în Banatul de Munte, de aproape că nu mai știu plantele și animalele cum să se comporte. Doar întâmplarea și norocul pentru mine au făcut ca fix ziua în care mi-am propus o nouă incursiune în Parcul Național Cheile Nerei Beușnița să fie o veritabilă zi de iarnă. Am dat și de larve, am dat și de tricopter și am dat și de... Ce-ți place ție cel mai mult? Da, mă gândesc eu așa. No, se vede? Astea toate sunt viețuitoare. Serios? Care stau, da, nevertebrate, care stau, trăiesc toată viața lor aproape pe... Să pun și eu mâna pe ele. Da, da, da. Căsuțe din pietre sau din bucăți de lemn și stau în interiorul lor. Și genul ăsta de viețuitoare sunt în toate râurile. Cu cât sunt mai multe, mai diverse, mai specializate pentru ape mai curate, cu atât e mai ușor să... Deci noi, în funcție de astea, putem să spunem dacă apa râului este curată sau nu e curată. Deci sunt niște calcule care se fac și care ne spun exact ce calitate are apa în funcție de proporțiile dintre indivizi de genul ăsta. Deci ăsta e semn bun. Ce am da, ăsta e semn bun. Bine, aici nici nu ne așteptam la altceva. Ce
Cert e că natura își urmează cursul, la fel și timpul, care trece parcă tot mai repede. Și uite așa, locul zăpezilor e luat de verde crud și miros de primăvară. Păi cum am putea rata tocmai în sezonul ăsta o nouă excursie de documentare în Parcul Național Cheile Nerei Beușnița? De data asta, destinația noastră primă este Socolari, cunoscut deja în țara întreagă și chiar dincolo de ea, drept satul artiștilor. De aici pleacă lucrări și creații în toată lumea, în primul rând. Știi? Nici nu-ți dai seama unde. Vezi o expoziție prin Londra, prin Lisabona, New York și ele s-au făcut aici. Cam inspiră puternic spațiu. Vin foarte mulți în turismul cultural, vin foarte mulți la evenimente, vin foarte mulți la expoziții, vin foarte mulți la concerte, la teatru, facem festival de teatru, muzică, expoziții, vin foarte mulți și din, dar vin foarte mulți care n-au treabă cu zona asta culturală, ci vin pentru peisajul care este în zona. Pe noi, de fapt, peisajul ne-a chemat aici. Deci locul ăsta ne-a fermecat și de-aia cumpărăm și încercăm să înțelegem și în limita posibilităților, încercăm să și integrăm ceea ce facem noi, că e scenă, că e galerie. Deci încercăm să nu deranjăm, să chiar să ducem puțin mai departe. Am o stupină chiar aici, în spatele casei. Mierea este cea mai bună amprentă a unei zone, că albina practic culege o esență a zonei, ca un parfum al zonei. Nu este un suvenir pe care îl cumperi de undeva și ăla este tipărit în China. Și chiar mierea este făcută chiar în zona asta sălbatică și este ca și cum ai gustat din zonă. Cumva, îmi dau seama, discuția are drept punct central mereu natura. Și odată în plus, înțelegând lucrurile acestea, evident că nu ratăm o nouă incursiune în paradisul botaniștilor. Exact la ce m-am așteptat să găsim aici, a și ieșit. Ce v-ați așteptat deci, să găsim? Deci o raritate excepțională pentru parc și nu numai pentru parc, la nivel național chiar. E o specie de ofris. Albina îi se mai spune și cum puteți și vedeți că chiar se aseamănă cu albina. Exact. Iar un lucru este foarte bine știut că orhidele sunt un indicator adevărat al naturalității unei anumite zone. Ceea ce înseamnă că cu cât avem mai multe specii de orhidee și mai ales diversificate, înseamnă că și zona sau solul este foarte curat. Vara nu-i ca iarna. E un citat intrat deja în folclorul actual. Deși pare că nu mai e tocmai de actualitate. Și se mai adaugă aici și faptul că nici vara nu mai e mereu ca vara, cum ar fi, de exemplu, astăzi. O zi despre care speram să fie o minunată zi de vară, e de fapt o zi de primăvară, toamnă, din aceea în care ți-ai dori să faci orice, numai să hălăduiești pe coclauri, nu. Asta dacă nu cumva, coclaurii aceștia înseamnă pădurile UNESCO din Caraș Severin. Specialiștii din Europa au considerat cu mult timp în urmă că ecosistemele definite de specia fag sunt foarte importante la nivel ecologic pentru emisfera nordică și pentru, hai să zicem, civilizația noastră a omului și atunci au ales câteva eșantioane de păduri care și-au păstrat caracterul natural și le-au înscris în patrimoniul mondial UNESCO. Ploaia nu ne-a slăbit nicio clipă, dar nici noi nu-i slăbim cu întrebările pe însoțitorii noștri, căci fiecare dintre ei, pe domeniul său, are lucruri interesante de dat mai departe. Comunicarea are un rol esențial în existența și dezvoltarea unui parc național care se respectă, atunci când se așteaptă de la oameni respect și înțelegere pentru natură și regulile sale. Călătorul adevărat, da, ar trebui să vină să caute natură, să caute păsări rare, să caute orhidee, cum a fost, că de multe ori treci și ai impresia că este o buruiană, dar de fapt este o orhidee super rară. Să caute tradiții, pentru că sunt încă multe tradiții în satele de aici, din zonă, și să caute autenticul.
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.